sunt Alex Andrei Zar și vreau azi să vă fac cunoștință cu C-clasul W203, una din mașinile care le dețin. Este în echipare avant-gard, asta înseamnă echiparea de top până când să apară AMG-ul, care era o variantă pur sportivă. Dar ca și opțiuni și nivel de echipare, avantgardul era ceea ce trebuia să căutați la vremea respectivă. E fabricație 2002, motorul este cel de 2.2 de 116 cai, diesel, 6 trepte cu transmisie manuală. Mașina are 4 geamuri electrice, pilot automat, dublu climatronic cu afișaj digital, pilot automat are limitator de viteză, diuzele de la sprițuitoare sunt încălzite, nu are xenon pe ea, deși erau variantele care veneau cu xenon în echipare. Am mașina de la începutul anului 2017, prin 25 ianuarie mai exact. Am cumpărat-o cu 5 zile înainte să fie, practic cu 6 zile înainte să fie ziua mea. Mașina nu e perfectă, are ceva defecte optice, cum ar fi câteva pete de rugină pe aici pe acolo. Ce apreciez foarte mult la mașină este motorul foarte silențios. Nu este o rachetă, dar duce 5 persoane liniștit, fără să simtă greutatea. Ca și consum, mașina nu consumă exagerat de mult. Acum pot să mă compar doar cu cealaltă mașină care o folosesc preponderent pe oraș, adică un Ford Focus din 99. Ala are motorul de 1.8, diesel de 90 de cai și consumă undeva la 7.5 către 8 Ford-ul. În oraș cam același consum îl obțin și cu acest Mercedes. Bun, e mic, e mare, consumul ăsta este cel care l-am pe orașul Reșița. Un oraș cu un trafic destul de lejer, aș putea spune, față de alte orașe din vestul țării, cum ar fi Timișoara, care e un oraș mare, dar are un trafic foarte aglomerat, mai ales la orele de vârf. Sau, dacă îi se comparăm cu un oraș mai micuț, și anume Lugoj, care e un oraș micuț, dar are foarte mulți locuitori și foarte mulți din locuitori aleg să circule cu mașina personală, ceea ce aglomerează traficul. Ok, cam atâta despre exterior. N-am senzor de parcare nici față, nici în spate. Grila este cea de avantgard cromată, cu steluța sus pe capotă. Are un pachet destul de aparte în ceea ce privește trimurile din jurul geamurilor. Mercedes-urile mai noi au pachetul crom, asta este un graphite grey, ceva de genul. Este tare frumos și și pe soare și pe ploaie. Hai să vă prezint puțin interiorul. Și cum am zis, 4 geamuri electrice, oglinzi ajustabil, electric. Urcăm un pic la volan, povestim din interior și să facem din nou lumină. Ok, hai să facem un pic direcție la stânga și sper că se focalizează. Ba, s-a focalizat. Vorbim de pilot automat cu limitator de viteză, ștergătoarele cu reglaj pe anumite trepte, 1, 2, 3 și 4. Luminile care au ajustare pe înălțime la rozetă. 3 poziții de lumini, 4 dacă ar fi să luăm și cea de parcare. Deci parcare pentru stânga-dreapta, să rămână poziția ori pe stânga, ori pe dreapta aprinsă, luminile oprite, auto, adică și de la senzorul de lumină
și acum să dea drumul la faruri. Poziția și faza scurtă. Faza de întâlnire e pe această poziție, iar faza lungă pentru blițuri se trage de manetă către șofer. O să vedem și cum se vede. Da. Iar pentru a o ține pe faza lungă constant, se împinge de manetă înspre în față. Este și scurta și lunga aprinsă în același timp. Ok. La computerul de bord. La computerul de bord, ăștia sunt kilometrii reale mașinii, a fost, cum am spus, fabricată în 2002, a fost cumpărată pentru un funcționar de la firma Siemens din Germania, până în 2007 a stat la ei, din 2007 a fost adusă în România, unde a fost până în 2012 în proprietatea unui domn din Bistrița Năsăud, dacă nu mă înșel, după care în 2012 a fost cumpărată de un șofer de tir din oraș de la mine, și acesta a ținut-o în proprietatea lui până în 2017 ianuarie, când am achiziționat-o eu. Deci 306.000 km. Mașina nu are jojuri de ulei, dar își verifică când e motorul rece și este în plan. Mașina poate să-și verifice nivelul de ulei dacă este ok sau mai trebuie adăugat. Din fericire pentru mine, până acum nu a trebuit să mai adaug nimic. Trebuie să fac schimbul de ulei în 16.300 de kilometri. Poate afișa viteza de deplasare și în mod digital. Temperatura lichidului de răcire. Și din nou am revenit la numărul de kilometri. De la pornire până acum, asta mi este consumul. Asta mi este range-ul, cu câtă motorină mai este în rezervor. De când am resetat, adică în urmă cu 2000 și ceva de kilometri, ăsta este consumul per general, mai mult în oraș și ture scurte. Ăsta este de când îl conduce iubita mea, slash logodnica. Da, ok. Mai departe trecem, ăsta sunt setările, și anume ce poate să ne afișeze pe display. Colțul din stânga jos pe display poate să afișeze viteza sau outside temperature. Prefer temperatura exterioară din moment ce viteza mi-o afișează constant. Și asta, ok. Limba în care să-mi fie afișat textul, vreau engleză. Vreau să-mi afișeze valorile în kilometri, temperatura în grade Celsius. Formatul ceasului să fie în 24 de ore, setarea orei, și atunci putem face instrument cluster, a fost ok. Pe iluminare intrăm în, pardon, intrăm în iluminare, intensitate, intervalul de iluminare până când acestea se vor stinge, 20 de secunde. Headlamps delay switch off, adică modulul de follow me home, 30 de secunde, 60, 45, cum vrea sufletul fiecăruia. Indicatorul de locație, adică când vii către mașină, coming from home sau ceva de genul. Aici, dacă aleg constant, pot să am comutatorul de lumini setat pe 0, pentru că de fiecare dată când voi porni motorul, acestea vor rămâne aprinse, farurile scurtă, adică luminile de pe poziția scurt, de pe faza scurtă și de pe spate. Ok, pe vehicul ce se poate regla? Se poate regla automatic door lock la plecarea de pe loc, da. Press button in audio mode. Asta este ceva legat de sistemul audio, nu prea am eu înclinație pentru așa ceva. Speed limit for winter tires. Ok, deci se poate seta ca atunci când îți montezi anvelopele de iarnă să-ți limitezi viteza electronic, și anume 210 sau 190 sau 160 de km pe oră, și cred că
range-ul, nu, scade doar până la 160. Eu am pus pe off, nu mă interesează să limităm viteza. Heater-ul, mașina dispune de un element de preîncălzire, destul de baban, e cam cât, cum să zic eu, cam cât 4 pachete de țigări puse unul peste celălalt, cam atât ar fi în volum. Mai departe, funcția care ți arată dacă ai avea ceva probleme, mașina nu are nicio eroare în bord, nicio eroare ascunsă. Ok. Audio, asta dacă mi arată, dacă merge radioul sau CD player-ul, și revenim la numărul de kilometri. Alte opțiuni ale mașinii mai sunt, cum ar fi pe consola centrală, și anume scaune încălzite, ștergătorul de pe spate, care acționarea lui se face de aici, dezactivare și activare SP, blocare și deblocare uși și încălzirea la pasager. Ok. Dublu climatronic cu afișaj digital și funcția rest, care nu prea multe mașini o au. Adică ce înseamnă? Spre exemplu, vrem să urcăm într-un weekend pe munte, da? Și vine un ambuteiaj pentru a face economie de combustibil. Motorul fiind cald, poți să-l oprești, apeși 5 secunde pe butonul de rest și există o pompă de recirculare pe vasul de expansiune care dă recirculă apa în tot sistemul și împreună cu electroventilatorul îți dă aer cald în cabină. Cum am spus, 6 trepte, mașina e în echipare avantgard. Pe consola de sus mai avem lumini de citit. Pentru spate și cam atât despre mașină. Mulțumesc frumos pentru că ați urmărit până la capăt acest video. Sper că v-a plăcut. Dați un like, un share sau un subscribe la canalul meu de YouTube. Încă o dată, Alexandru Elizaru, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o seară plăcută.